Din dorința de a impulsiona dezvoltarea economică, socială și culturală a județului Argeș, dar și pentru a crește numărul locurilor de muncă din județ, prefectul Cristian Soare a inițiat un proiect prin care ambasadorii mai multor țări din România vor ajunge în județul Argeș. Acesta este motivul pentru care ambasadorul Croației a sosit astăzi la prefectura Argeș, unde a fost primit de prefectul Cristian Soare și de Constantin Niculescu, președintele Consiliului Județean. Ambasadorul a fost primit în sala de protocol a prefecturii de către președintele Consiliului Județean Argeș Constantin Niculescu, prefectul Cristian Soare, vicepreședintele CJ Constantin Polexe și vicepremierul Piteștiului Laurențiu Zidaru. Este în seria de vizite care noi, instituția prefectului, am organizat-o. Este al treilea ambasador care vine și vizitează județul nostru. Va avea o întâlnire astăzi cu instituția prefectului, cu Consiliul Județean și cu primăria orașului Pitești, reprezentanții acestor instituții, bineînțeles. Apoi vom merge la Curtea de Argeș, unde ne vom întâlni cu mediul de afaceri și cu autoritățile localității Curtea de Argeș și, bineînțeles, va fi o vizită de lucru la un obiectiv economic de lângă Curtea de Argeș și se va vizita și mănăstirea Curtea de Argeș. O întâlnire cu oamenii de afaceri din zona respectivă. Vom continua acest carusel de invitați, sperând ca să se lege relații culturale și economice cu diversi agenți economici, pentru că astfel pot să genereze locuri de muncă pentru locuitorii din județul Argeș. Ne onorează această vizită. După întâlnirea protocolară, Andreea Gustovici Ercegovaț a ajuns la Curtea de Argeș. Este al treilea ambasador al unei țări străine în România care vizitează Argeșul în ultima vreme la invitația prefectului Cristian Soare, după ambasadorul Poloniei și cel al Bulgariei.